se întâmplă frecvent sau volumul refluxului este mare, abia atunci vorbim de simptome supărătoare și frecvente și chiar de leziuni la nivelul esofagului. Asta vreau să spun, dacă apare, se instalează boala, practic suntem în zona de patologic, ce se întâmplă, ce consecințe negative are boala asta? În primul rând, disconfortul pe care îl avem de zi cu zi, care e deosebit de important. Uneori, nu întotdeauna, uneori pot să apară niște leziuni, niște eroziuni pe esofag. Pot merge până la ulcer esofagian, care se vindece cu îngustarea esofagului. Poate în timp, dacă avem reflux foarte mult timp, foarte mulți ani, să apară o modificare a mucoasei esofagului, care este expusă cronic la acest acid, numită esofag baret, iar pe acest esofag baret poate să apară în timp un cancer de esofag. Deci iată că putem ajunge la lucruri extreme, adică chiar și cancer. Da. În urma acestui atac sistematic, practic, a acidului gastric, exact, care părăsește stomacul, acolo unde există o mucoasă care ne protejează, da, și ajunge într-o zonă în care n-ar trebui să existe. Și acolo există o mucoasă care protejează, dar nu poate nici a proteja la nesfârșit. Plus, ajungem stomacul acolo. Are mecanismele lui proprii de apărare, e un mediu creat să fie acid. Ajungem acolo, dar deocamdată suntem un pic deasupra stomacului, o luăm așa sistematic. Și vreau să vă mai întreb despre boala de reflux gastroesofagian, că la consecințe am citit eu că ar putea să apară asp sau carii dentare. De așa ce este, să, așa este. Ce uneori acest reflux acid, nu e musai să fie acid, dar ne referim mai mult la refluxul acid. Poate să fie și reflux de bilă, poate să fie și reflux de alimente. Când acesta tot urcă până sus pe esofag, poate să irite și căile aeriene superioare, care au acolo, să zicem, o zonă de intersecție, și atunci apară faringită cronică, laringită cronică, noduri laringieni, asp, bronșic, într-adevăr, și chiar până în gură poate să ajungă refluxul acid, să erodeze smalțul și să dea carii dentare. Deci tot din cauza acidului. Da. Dar dacă nu e acid și este lichidul ăsta biliar, sau ce diferențe sunt? Și lichidul biliar și care e ca un soi de detergent. El, bila, de fapt, are rol în digestia grăsimilor, emulsifiază grăsimile. Automat și el irită. Deci sunt tot niște substanțe. Tot un agent iritant. Care n-au ce căuta acolo. Da. Avem nevoie de niște investigații speciale pentru așa ceva? Nu întotdeauna. Uneori este nevoie de investigații și, într-adevăr, în boala de reflux e o listă destul de lungă de investigații care pot fi necesare. Ne ghidăm mai mult dacă există semne de alarmă ale pacientului, în afară de reflux. Știu, dacă sunt probleme la înghițit, nu trece mâncarea, există durere atunci când înghite, dacă scade în greutate, dacă face anemie. Astea sunt doar câteva exemple, atunci trebuie musai să evaluăm endoscopic cu un tub care are o cameră în capăt și se introduce pe gură până în duoden. Esofag, stomac și primele două porțiuni ale duodenului pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo, dacă nu cumva s-a produs o complicație. Poate să fie folosit și tranzitul baritat în anumite situații care vizualizează prezența refluxului din stomac în esofag al substanței baritate sau o hernie gastrică transhiatală ca și factor favorizant al bolii de reflux. Mai sunt și investigații oareșcum mai speciale, pH-metria esofagiană sau manometria. Acestea sunt destul de rar necesare, să zicem, în condiții particulare. pH-metria, de pildă, avem nevoie dacă trebuie să se facă o intervenție chirurgicală pentru boala de reflux sau dacă sunt simptome atipice, cum vorbeam mai devreme, faringită, laringită, și nu știm dacă sunt sau nu sunt de la reflux, pentru că simptomatologia atipică poate să lipsească la unele persoane. De asemenea, dacă omul se află sub tratament pentru boală de reflux, dar tot prezintă simptome de reflux, vrem să ne convingem că, într-adevăr, simptomele acelea sunt de la trecerea conținutului stomacului în esofag, și atunci iarăși avem nevoie de pH-metrie.
Deci ce înțeleg eu din ce îmi spuneți dumneavoastră este că vestea bună ar fi că avem o întreagă paletă foarte largă de investigații posibile care da. Să ne dea un diagnostic exact. Pe de altă parte, vestea rea este că dacă avem probleme de genul ăsta, va trebui să investigăm serios lucrurile. Nu neapărat. Nu dacă neapărat. Avem simptome de reflux și tratamentul reușește să le controleze și reușim să oprim în mod eficient tratamentul fără să reapară simptomele, și asta se întâmplă, a spune, la majoritatea pacienților cu boală de reflux, nu este nevoie de investigații suplimentare. Și care ar fi tratamentul cel mai... întâlnit, să spunem. Eu sunt unul dintre pacienți și suntem aici ca la anamneză, așa se numește, nu? Când doctorul așa, stă de vorbă, de vorbă cu pacientul. Și pot să vă spun că folosesc un anumit medicament. Mă rog, este un tratament de la Boca cu plante care, să spunem așa, diminuează aciditatea gastrică și în același timp un pansament gastric. Dar problemele au dispărut odată cu schimbarea modului de alimentație. Cam asta este prima etapă și cea mai importantă, pentru că noi dăm tratament, dar nu vrem să dăm tratament indefinit. Tratamentul are și efecte secundare și consecințe, fără doar și poate. Și atunci, pe primul plan, este să ne schimbăm stilul de viață. Trebuie să mâncăm câte puțin la masă, deci nu mese voluminoase, și mai degrabă mai multe mese. Adică decât să mâncăm două mese voluminoase, mai bine mâncăm 4-5 mese de volum mai mic. 2-3 ore după ce mâncăm, nu este bine să ne întindem la orizontală, pentru că implicit după masă presiunea este crescută în stomac și dacă ne întindem, anulăm și gravitația și se întoarce cu ușurință ce avem în stomac, în esofag. Deci poziția orizontală imediat după masă, da. În ciuda faptului că e foarte tentantă. Mai ales seara, când venim acasă seara. Și luăm de multe ori masa principală a zilei. Din păcate, iarăși un lucru greșit, înțeleg, să luăm masa principală seara. Da. Dar îmi confirmați, pe de altă parte, că primul lucru care trebuie făcut în cazul în care apar simptome de reflux gastroesofagian este schimbarea regimului alimentar, a modului în care mâncăm și că asta poate rezolva problema. Poate să rezolve, da, problema. Iarăși, se întâmplă frecvent acest reflux gastroesofagian la persoanele supraponderale sau obeze, pe același principiu, creșterea presiunii în abdomen, care duce la refluarea conținutului stomacului în esofag. Scăderea în greutate automat poate să aibă un beneficiu enorm în controlarea simptomelor bolii de reflux. Sunt și alimente care pot să dea reflux. Acum nu înseamnă musai o interdicție absolută, definitivă pe aceste alimente. O grijă mai mare, să le consumăm mai rar, mai câte puțin. Hai să dăm câteva exemple de cele mai riscante, să le numim așa, alimente. De regulă ce e acru, ce e iute, ce e gras și băuturile carbogazoase. Cam acestea, citricele, de pildă, proșiile, sunt printre alimentele care pot da reflux, acriturile. Orice înseamnă Coca-Cola. Deci asta eu aș pune în capul listei, băuturile carbogazoase le-aș pune în capul listei, cel puțin asta mi s-a întâmplat mie personal. Boala este foarte frecventă și de asta uneori tindem să o neglijăm. Pe de altă parte, complicațiile, așa cum mi-ați spus dumneavoastră, ar putea fi există. Destul de grave. Nu sunt foarte grave, dar există și într-adevăr pot merge până la un spectru de boală gravă. Adică eu am citit și în documentarea mea există inclusiv cancerul esofagian, da. Care poate apărea în urma exact. Acestei... iritații cronice, de fapt, a mucoasei esofagului. Ok, depășim boala acestui aparat digestiv superior, mergem un pic mai jos către stomac și aș vrea să vorbim despre ceva ce, practic, cel puțin din ce știu eu, este o descoperire relativ recentă, și anume bolile de stomac și Helicobacter pylori. În primul rând, ce este Helicobacter pylori și cum îl depistăm? Helicobacter pylori este o bacterie. Este o bacterie, este printre puținele bacterii care pot să infecteze cronic stomacul. Stomacul, având un mediu acid în interior, una din principalele lui funcții este să distrugă bacteriile pe care le înghițim. Se pare că acest Helicobacter
e destul de deștept și a găsit modalități de a supraviețui în acest mediu. Chiar produce o enzimă care modulează pH-ul local, se atașează de celulele din stomac, stând sub stratul de mucus pe care stomacul produce, astfel încât nu este într-un contact direct cu acidul. Și atunci acidul nu poate să-l mai neutralizeze, această bacterie periculoasă. Cum apare bacteria? Cum ne căptușim cu ea, ca să zic așa? Prin transmitere de la om la om. Rezervorul infecției este în principal uman. Practic jumătate din populația lumii are o infecție cronică cu această bacterie. Poate suna cumva înfricoșător, dar lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că cei mai mulți oameni care au Helicobacter nu numai că sunt asimptomatici, dar nici nu vor avea vreodată vreo problemă din cauza prezenței acestei bacterii. Nu trebuie să ne temem foarte, foarte tare deci de această bacterie, de doar să o verificăm când avem niște probleme, niște simptome care ar putea să fie datorate ei. Am înțeles. Dar în cazul meu, că iarăși suntem la anamneză, trecem la anamneză, tatăl meu a fost bolnav de ulcer, vreme îndelungată. Înțeleg că este o legătură destul de... De clară. Clară între ulcer și prezența Helicobacter. E probabil să am și eu Helicobacter, din moment ce membru de grad 1 al familiei... Este. În familie se transmite foarte, foarte ușor. Pentru că folosim aceleași farfurii, vă punem mâinile pe în aceleași toaletă. Locuri. Da, transmiterea într-adevăr este în mare parte fecal-orală. Așa că în familie este destul de ușor. Să apară de la unii căpătat. La alții. Nu obligatoriu, dar ușor. Deci, dacă ne știm cu antecedente prin familie de ulcere și gastrite, e bine să ne verificăm și de Helicobacter. Nu neapărat, că revenim cumva, e trebuie totdeauna ținut un echilibru, apropo de această bacterie. Nu o să putem niciodată trata jumate din populația lumii cu antibiotic, pentru că în timp va deveni rezistent, deja e rezistent la un număr de antibiotice, de fapt el nu funcționează niciodată la un singur antibiotic. Trebuie minim două antibiotice asociate ca să-l păcălească și să-l distrugă. Și deci dezvoltă cu ușurință mecanisme de rezistență și atunci nu e bine să tratăm decât când e cazul să tratăm și sunt stabilite niște indicații clare, niște indicații mai puțin clare. Însă, în mod clar, persoanele asimptomatice, care n-au antecedente grave familiale de cancer gastric, atunci s-ar putea pune problema testării, dar dacă nu sunt astfel de antecedente, persoanele asimptomatice nu ar trebui să se testeze. Pentru deci, că implicit, dacă ne testăm, nu o să stăm cu gândul că avem o infecție cronică cu bacterii, ce o să tratăm. Asta vreau să mai întreb și iarăși fac apel la experiența mea personală. Am aflat că există acest tratament care este iarăși relativ recent descoperit, că Helicobacter pylori poate fi eradicat cu un tratament cu antibiotice, dar e un tratament destul de complicat care presupune să iei un pumn de pastile, pentru că trebuie pe lângă cele două antibiotice și niște probiotice și niște alte lucruri care să protejeze ce e în jur, adică să nu stricăm mai mult decât facem. Și atunci merită să ne expunem unui asemenea tratament? Dacă sau în ce avem caz indicație, merită? Dacă există niște riscuri, da. Ce înseamnă aceste riscuri? Dacă avem de pildă ulcer, gastric sau duodenal, atunci merită să ne tratăm. Dacă la fel în istoric am avut ulcer, gastric și duodenal și poate atunci nu am verificat pentru a preveni recurența, iarăși merită să testăm și să ne tratăm. O situație frecventă este a pacienților cu dureri de stomac cronice și care nu necesită evaluare endoscopică, să vedem ce au ulcer, au gastrită sau n-au nimic, pentru că fiind investigație invazivă nu se face decât dacă există semnale de alarmă. Și atunci testăm bacteria și o tratăm, că nu e o soluție nici să tratăm pe termen lung cu diverse preparate medicamentoase stomacul. Și acelea au consecințele lor. Altă situație, într-adevăr, sunt antecedentele familiale de cancer gastric, când avem nevoie de tratamente antiinflamatorii pe termen lung, pentru că și antiinflamatorii le atacă stomacul și automat, dacă avem două cauze de afectare gastrică, riscul este mult mai mare.
Anemia cronică prin deficit de fier este iarăși o situație în care căutăm și tratăm bacteria. Și mai este o situație că, într-adevăr, pe lângă bolile mai frecvente, gastrită, ulcer și chiar cancer gastric, Helicobacter pylori poate să dea și un tip de limfom gastric, numit limfom malt. Ei, pacienții cu acest limfom malt, în marea lor majoritate, se vindecă doar cu tratamentul infecției de Helicobacter. Dar din ce îmi spuneți dumneavoastră, înțeleg că numai un medic ar putea să stabilească când anume e cazul să tratăm Helicobacter, chiar dacă nu așa crezim e, să testăm și să tratăm. Dar de testat e bine să-l testăm în anumite situații pe care le-am enumerat. Eu sunt unul dintre cei care a făcut testul pentru că avea antecedente în familie, m-am trezit că am așa ceva, dar n-am făcut tratamentul pentru că nu erau consecințe supărătoare. Și medicul mi-a recomandat să nu-l fac. Susțineți un asemenea diagnostic, înțeleg. Ce să zic, trebuie ținut un pic echilibru, în sensul că, da, știind că ai o infecție, dacă te apuci și cauți pe internet și găsești asocierea cu atâtea boli, unele potențial serioase, dacă căutăm pe internet, suntem bolnavi de absolut toate bolile, eu mă îmbolnăvesc săptămânal în timpul acestei emisiuni de câte ceva. Deci, așa este, de asta zic, dacă știm că o avem, este greu să ne o tratăm și nu are sens să o testăm dacă nu intenționăm să o tratăm. Sunt mai multe atitudini, păreri care există în acest moment la nivel internațional. Există și părerea că poate ar trebui să ne căutăm cu toții de la 18 ani să vedem dacă avem bacteria și să o tratăm, că așa o să scădem incidența cancerului de stomac. Pe de altă parte vine cealaltă problemă cu riscul de rezistență la antibiotice, riscul de a dezvolta niște bacterii extrem de rezistente la antibiotici. Și ne trezim cu un Helicobacter super pylori. Nu numai de Helicobacter e vorba, e vorba și de restul bacteriilor care ar putea să nu mai reacționeze noi tot înghițind atâtea antibiotice. Și vorbim de boli potențial grave. Deci încă nu există la nivel mondial o recomandare standard în ceea ce privește. Ba da, este o recomandare moderată, cea care am discutat-o mai devreme ca și indicații de testare și de tratament. Dar sunt discuții pro și contra extinderii testării bacteriei. Între Helicobacter și boala de reflux gastroesofagian pe care am discutat-o mai devreme, există vreo legătură? Oarecum poate să existe o legătură. În ce sens? Stomacul poate să devină un mediu și mai acid în prezența bacteriei, în funcție de ce parte a stomacului infectează Helicobacter, sau aciditatea poate să scadă. Și corelându-ne, poate să fie mai bine sau mai rău pentru boala de reflux. De pildă atunci când infectează antru gastric sau porțiunea orizontală, spunem noi, a stomacului, aciditatea este mai mare în stomac, implicit putem să avem manifestări de reflux, iar tratamentul de Helicobacter cumva ar îmbunătăți și simptomele bolii de reflux. Invers, dacă afectează porțiunea sau și porțiunea verticală a stomacului, corpul gastric, acolo sunt celulele care produc acid în stomac și în timp apare o scădere a acidității în stomac, implicit refluxul se întâmplă mult mai rar dacă se asociază problemelor cu stomacul și dacă tratăm bacteria s-ar putea abia atunci să ne procopsim cu o boală de reflux. Cu refluxul. Dar pe de altă parte știm cu certitudine că două boli pe care vreau să le discutăm în timpul care urmează sunt în legătură cu acest Helicobacter și e vorba despre gastrită și ulcer. Și în primul rând aș vrea să facem o diferențiere. Ce înseamnă gastrită, ce înseamnă ulcer, când avem una, când este cazul să spunem că avem cealaltă? Practic putem să facem o diferență, să spunem că e gastrită sau ulcer doar făcând endoscopie digestivă superioară, pentru că simptomele pot fi aceleași sau pot să fie asimptomatice. Deci de asta pe care trebuie să-l băgăm gât, nu scăpăm. Acela. Ba scăpăm, că dacă nu avem indicație, nu facem, dar într-adevăr nici nu putem să avem un diagnostic precis. Este una sau este alta. Dar înainte să ajungem la asta, spuneți-mi, vă rog, un pic
în ce constă investigația asta? Adică, înțeleg eu că ne bagă un furtun pe gât, dar dumneavoastră ce faceți? Vă uitați prin furtunul ăla? Ce descoperiți? Are o cameră în capăt și practic avem pe monitor imaginea directă a tot ce se întâmplă cu mucoasa în segmentele examinate. Ba chiar dacă observăm modificări, putem să luăm biopsie din acele modificări. Nu știu, un polip, de pildă, sau ulcerul gastric necesită biopsiere din marginile lui. Modificări pe esofag, de pildă, și atunci trebuie să luăm biopsie. Cam asta se întâmplă. Iarăși, ce se poate face? Se poate lua un test rapid endoscopic pentru Helicobacter, care are o acuratețe superioară celorlalte teste pentru bacterie. În ce constă testul ăsta endoscopic? Poate să fie un test rapid la urează. Acesta este un test indirect, un test de culoare. Să spunem că se bazează pe prezența unei enzime a bacteriei și un indicator, să zicem, de pH, care se colorează într-un fel sau altul. Un test care poate să dea rezultate în câteva minute. Sau se poate lua chiar biopsie cu examen histopatologic și pe lamă se poate evidenția bacteria. Mă întorc un pic la testul ăsta cu furtunul pe care îl băgăm pe gât și cu care dumneavoastră filmați interiorul tubului digestiv, da, și vedeți ce e acolo. Am aflat că există și niște pastile sub formă de camere video care pot fi înghițite și fac cam același lucru? Există astea disponibile? Nu fac chiar același lucru. Există. Există videocapsulă, se cheamă. Există videocapsulă de intestin subțire. Cam ea a fost dezvoltată prima, pentru că intestinul subțire este dificil de explorat. Nu puteți ajunge cu endoscopul. Da, se poate, să zicem, dar în anumite condiții și uneori limitat. Nu se poate examina în întregime și atunci, fiind această gaură neagră și neputând avea informații, s-a imaginat această videocapsulă, care are cam dimensiunea unei vitamine și se plimbă prin intestinul nostru conform utilității lui firești, un pic ajutată pe aloc, și filmează. Filmează cu unul sau două capete, că în afară de cea de intestin subțire mai este și videocapsula de colon, care a fost dezvoltată ulterior. Colonul, având un calibru mai mare, un diametru mai mare, cumva filmând cu două capete pot să obții mai multe informații. Cu plusuri și cu minusuri, în sensul că nu avem dacă în capsulă găsim un operator care să se ocupe să filmeze. Nu putem să ne întoarcem integral la o imagine. Dacă vedem ceva și a fost surprinsă doar așa un pic, nu putem să revenim acolo, să vedem ce este într-adevăr, iarăși nu putem lua biopsie cu videocapsula. Deci, până la urmă, tot endoscopul clasic ar fi mai sigur. Așa pentru e, plus evaluare. Că rolul pentru esofag și stomac este mult mai mic decât pentru intestin subțire și pentru colon, unde poate să aducă în anumite situații particulare informații valoroase. Hai să ne întoarcem la gastrită și ulcer. Sigur. Deci, băgăm endoscopul și stabilim că este una dintre ele, nu este cealaltă. Care e diferența? Păi gastrita presupune o inflamație a mucoasei, adică o vedem mai roșie, pliurile sunt mai îngroșate, uneori apar mici eroziuni pe mucoasă. Ulcerul deja este o rană, e un defect de mucoasă, e mai profund, de dimensiune mai mare. Și este fie în stomac, fie în duoden. Și în pilor nu se poate să se instaleze. Da, poate să fie. Poate să fie fix pe inelul deci de evacuare a stomacului. Ambele inele ar putea să dezvolte ulceroze, să răni ulcer propriu zis. Cum tratăm gastrita, cum tratăm ulcerul? Sigur, și măsuri de stil de viață contează aici, însă iarăși întrucât ne întoarcem la asta. Da, adică să mâncăm regulat, să evităm fix aceleași alimente care stimulează aciditatea în stomac. Cam asta. Iarăși, ce n-am mai apucat să menționez la boală de reflux și este în egală măsură valabil și acolo, fumatul, alcoolul, sunt și ele acolo factor de risc. Apropo de aciditate, cresc aciditatea. Da, și irită mucoasa. Explicați-mi puțin. Dacă la nivelul alcoolului putem înțelege că e un o agent substanță chimic iritantă care
parcurge tot traiectoriul ăsta, toată traiectoria digestivă. În cazul fumatului, crește aciditatea și scade evacuarea în sân și substanțe care se absorb în circulație. Nu merge din plămâni, iarăși gazele acelea se absorb. Deci nu scăpăm de influența fumatului, chiar și aici în bolile gastrointestinale. Nu scăpăm, într-adevăr. Și atunci una din primele măsuri ar trebui să fie lăsatul de fumat? Da. Ați spune că asta e mai important decât partea cu stilul de viață sau la fel? Tot din stilul de viață face parte până la urmă. Deci fumatul nu, alcoolul nu. Dacă avem probleme cronice de genul acesta. Care este rata de vindecare? În cazul gastritei, bănuiesc că e mai puțin gravă și se vindecă... Este o rată bună, depinde într-adevăr, că și aici cauzele sunt extrem de variate, de la infecția cu helicobacter, la diverse medicamente, astfel de agenți iritativi, cum e refluxul de bilă în stomac, sunt cauze autoimune. Sunt și situații când virusuri sau fungi sau paraziți, de obicei mai frecvent la persoanele imunodeprimate, pot să dea gastrită. Cauze toxice, de asta zic, sunt foarte multe cauze. Pentru fiecare în parte, cumva, să zicem, vindecarea diferă. Dar de cele mai multe ori se reușește destul de ușor cu modificare de stil de viață și cu medicamente care scad aciditatea în stomac un timp suficient cât să se vindece. Pentru că totul este cumva, cam asta e ideea, un echilibru între factorii de protecție ai stomacului și factorii de agresiune. Ca factor de protecție avem mucusul pe care stomacul produce, secreția de bicarbonat ca să contrabalanceze efectele acidului. Să dea o bază. Da, da. Să punem circulația o bază integră, adică o vascularizație normală a stomacului, și este extrem de importantă în menținerea unei mucoase sănătoase, iar ca factor de agresiune, în primul rând, acidul și enzimele proteolitice, care au rol în digestia proteinelor. Enzimele deci, digestive. Spuneți însă că dacă găsim cauza și dacă umblăm destul de radical pe stilul de viață în sensul de a elimina agresiunea la care este supus stomacul, rata de vindecare este foarte mare. Da. La ulceri se întâmplă același lucru? Da. Adică odată ce s-a instalat acolo o rană, rana poate să se vindece singură, numai... Se pare că dacă helicobacter este cauza acestei răni, e suficient tratamentul de eradicare pentru vindecarea ulcerului. Deci dacă rana a fost provocată de această bacterie nenorocită, dacă tratăm bacteria și o eliminăm, exact, rezolvăm și cu ulcerul. Da. Dar ce se întâmplă cu situații în care este necesară operația? Sau când anume în ultimul ajunge timp e să din fie ce necesară în operația? Ce mai rar necesară operația, tocmai pentru că s-a descoperit bacteria și este din ce în ce mai frecvent tratată. De fapt, nici ulcerul nu mai este atât de frecvent cât era înainte. În plus, s-au dezvoltat metodele endoscopice. Pentru că cea mai frecventă complicație care necesita inclusiv tratament chirurgical, când nu exista altă soluție înainte, este hemoragia, sângerarea. Erodează ulcerul până ajunge la un vas, și atunci se produce această sângerare. Acum se poate opri de cele mai multe ori prin tratament medicamentos sau manevre endoscopice. Foarte rar mai ajunge când nu se poate astfel opri la chirurgie. Iarăși, dacă este un ulcer perforat, poate să fie nevoie de chirurgie. Nu 100% din cazuri, dar poate să fie nevoie de chirurgie. Sau uneori se produce o îngustare a segmentului în care a apărut ulcerul, fie prin inflamația acută, fie prin cicatrizarea ulterioară. Și atunci poate uneori să fie nevoie de chirurgie. Însă, în ultimul timp, din ce în ce mai rar necesită. Deci, în general, complicațiile ulcerului necesită tratament chirurgical. Deci, în general, am cam scăpat de operațiile astea destul de complicate. Așa este. Și efectuate în urgență, că despre asta era
vorba. Și trag eu concluzia că e bine să depistăm orice afecțiune cât mai din timp, tocmai pentru ca să nu ajungem la lucruri mai radicale, pentru așa că e. Există soluții mult mai simple. Așa este. Când avem probleme persistente, dureri de stomac sau, știu eu, greață, vărsături persistente, este bine să mergem să vedem cam ce avem de făcut. Nu neapărat dacă avem o zi, o dată, într-o lună, asta se poate întâmpla și în funcție de ceea ce mâncăm. Nu trebuie nici să ne consultăm, nici să ne investigăm suplimental, dar dacă sunt lucruri care ni se întâmplă frecvent, trebuie să mergem să vedem dacă trebuie să investigăm suplimentar și să-și tratăm. Când ați recomanda, cu ce periodicitate, un screening pe problemele astea și care ar fi metodele? Adică, la orice analiză de sânge, e recomandat, probabil, o dată pe an să se facă analize în cadrul bolilor gastroenterologice, sunt necesare tot așa, o dată pe an? Sau? Nu neapărat. Poate o ecografie abdominală o dată pe an ca metodă neinvazivă, neiradiantă, nedureroasă, este un lucru bun. Dar endoscopia se face rare ori de screening. Am înțeles. Vorbim dar deja ecografia abdominală, am învățat eu tot așa pe propria piele, că e de două tipuri, abdomen superior și abdomen inferior. Amândouă sunt necesare sau numai una dintre ele? În principiu, mă rog, trebuie să privim abdomenul ca pe un întreg, eu cel puțin așa îl privesc, e vorba pur și simplu doar de alte organe. Abdomenul superior avem ficat, colecist, pancreas, rinichi, spină. Cele care sunt mai des, cum să spun eu, investigate din câte știu eu. Depinde ce urmărim, că de pildă știu eu pe patologie urologică sau ginecologică. Nu, fără motiv anume, doar ca nivel de screening. Nu, ca nivel de screening, o ecografie abdominală totală. Totală să fie. La abdomenul inferior avem și acolo vezică urinară, uter și anexe sau prostată la bărbat și acolo trebuie evaluat. Și o dată pe an e de ajuns? Mai des, mai rar? Dacă sunt probleme care se găsesc, sigur că ele se vor urmări în funcție de intervalele prevăzute în protocoalele pe care le avem. Spun asta pentru că de multe ori am tras concluzia că românii se duc mai rar la doctor. Nu știu de ce, poate pentru că le e mai comod sau poate pentru că e mai puțin accesibil. Și asta dă naștere foarte multor complicații și de asta simt nevoia la orice discuție cu un doctor să insist un pic pe ideea de a preveni și de a găsi o metodă și o periodicitate cu care trebuie făcute investigațiile respective. Strict pe partea digestivă, eu aș spune, fără să mergem nici la o extremă, nici la alta, că niște analize uzuale, că și ele contează pentru patologia digestivă, niște analize uzuale o dată pe an, o ecografie o dată pe an și colonoscopie după vârsta de 50 de ani pentru populația generală, nu vorbim aici de un risc ereditar, sunt suficiente. Până la colonoscopie, dați-mi voie să insist mai mult pe endoscopie, deci pe ceea ce putem vedea prin acest furtunel despre care am tot vorbit astăzi. Ce gen de afecțiuni se pot depista cu asta și de ce este importantă analiza asta? Pentru că, insist, pentru că e o chestiune care e destul de greu de acceptat, psihologic vorbind, pentru că pur și simplu trebuie să trăiești o perioadă de timp cu un furtun în gât. Da, într-adevăr, de fapt cam asta este problema, mai mult de panică, de nefiresc al situației, de a avea un tub pe gât, pentru că în sine investigația nu doare. Este foarte scurtă, vorbim de câteva minute. Asta e important de spus, că nu doare. Și respirația e complet liberă. Noi vedem în tocmai pe unde intrăm, nu avem ce căuta în căi respiratorii. Deci omul poate respira liniștit, nu doare nimic, simte într-adevăr uneori că se mișcă tubulețul în interior, însă în câteva minute putem să vedem exact ce probleme sunt acolo la nivel de mucoasă, de esofag, stomac și duoden. Și ne interesează în mod deosebit să nu fie o afecțiune gravă. Nu facem endoscopie să diagnosticăm musai un ulcer sau o gastrită. Cu sau fără eradicare de bacterie, dacă ea este cauza și cu tratament
limitat cu preparate care scad aciditatea în stomac sau protejează mucoasa, reușim vindecarea și dacă nu știm ce este acolo. Nu avem nevoie de endoscopie. Nu trebuie neapărat să filmăm zona ca să... Exact. Ca să facem un tratament eficient, simptomatic, într-adevăr, că fără investigare e un tratament simptomatic. Tocmai de aia facem endoscopie când sunt semne de alarmă, când ne temem că ar putea să fie o boală gravă și atunci trebuie să știm, pentru că trebuie să tratăm cât mai rapid. O boală gravă însemnând în principiu un cancer gastric, un cancer esofagian. Și astfel de indicații am mai menționat printre picături, dar când avem o sângerare digestivă acută sau recentă, trebuie să investigăm musa endoscopic. Când omul are anemie, iarăși trebuie să verificăm endoscopic, când scade în greutate, dacă găsim mase palpabile sau ganglion în partea supraclaviculat stânga, iarăși trebuie să investigăm endoscopic. Când sunt antecedente familiale de cancer gastric, este bine să urmărim endoscopic. Când sunt polipi în stomac, iarăși și aceștia trebuie scoși sau monitorizați endoscopic. Iată că am ajuns deja la problemele mai grave ale aparatului digestiv și înțeleg că această boală rea, cancer gastric, apare din ce în ce mai des și apare la vârste tinere. Nu apare neapărat din ce în ce mai des, dar apare într-adevăr și la vârste tinere. Cumva tratamentul ăsta de Helicobacter a scăzut un pic incidența și pe cancerul gastric, dar este o boală care este frecvent diagnosticată în stadii avansate și atunci nu mai putem face nimic și mortalitatea este foarte mare. Practic, supraviețuirea la 5 ani în cancerul gastric e de 27% față de 64% în cancerul de colon. Este o mare diferență din punctul și asta se datorează faptului că nu îl depistăm la timp. Așa este. Și într-adevăr, poate uneori ți-e greu să te gândești că un om tânăr poate să aibă astfel de probleme. Unul din factorii de risc, apropo de endoscopie, este și vârsta. În sensul că atunci când apar probleme de stomac la o vârstă mai avansată, asta depinde de fiecare populație, să spunem, de la ce vârstă crește riscul de cancer gastric. Dacă am de la 40-50 de ani, dacă apar atunci simptome de suferință gastrică, trebuie să investigăm endoscopic. Vârsta este un factor de risc. Dar tocmai de asta, dacă este un om tânăr și nu are nicio altă modificare clinică sau în analize care să ne atragă atenția, diagnosticul poate fi întârziat, că nu ne gândim la boli grave. Deși pot apărea. Deși pot să apară. Dar iarăși... nu este situația frecventă. Situația frecventă e cea de la care apar la o vârstă mai avansată. Însă rar pot să apară și la tineri. Înțelegi. Și atunci de multe ori nu ne așteptăm. Dar de multe ori problema este tot bacteria aia nenorocită, da, despre care am vorbit este. Foarte mult așa astăzi. Așa este. Trecem acum un pic mai jos, că am vorbit despre endoscopie și ați menționat dumneavoastră colonoscopia. Deci, altă problemă care iarăși am citit eu, ca de obicei pe internet, ca orice pacient, înțeleg că crește și ea ca incidență, că apare mai des. Aceasta, într-adevăr, da. La modul real, așa este. Deci, cancerul de colon apare mai des, da, și este necesară colonoscopia. Da. La ce vârstă ar trebui să ne facem prima colonoscopie? Dacă nu avem antecedente familiale, la 50 de ani. Deci... nu numai, asta a spus la modul global, că în afară de antecedentele familiale mai sunt situații cum ar fi bolile inflamatorii intestinale, autoimune, boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică și ele cumva prin mecanismul acesta de iritare, de inflamare cronică cresc riscul de cancer de colon și în funcție de extensia la nivelul colonului, după un anumit timp de evoluție, trebuie verificate periodic colonoscopic. Dar iarăși este una dintre, ca orice cancer până la unul, dacă e depistat din timp, cresc foarte mult șansele ca el să fie... În cazul cancerului de colon, da. Rezolvat. Inclusiv de vindecare. Nu vorbim, adică musai de scopul nostru în cancerul de colon nu este să supraviețuiască pacientul, ci să se vindece.
Deci e un caz, să spunem, în care avem metode să vindecăm pur și simplu lucrurile. Da, dacă îl diagnosticăm... Dar trebuie diagnosticat. Și diagnosticarea corectă implică musai această colonoscopie? Musai colonoscopie e singura metodă prin care se poate lua biopsie și avem diagnosticul de certitudine. Deja mi-ați dat o veste proastă pentru că este a doua oară ca bărbat în care trebuie să mă pregătesc pentru niște analize după o anumită vârstă, că și urologul spune același lucru, că la o anumită vârstă va trebui să te pregătești de pentru prostată. Singura investigație care dă informații concrete despre prostată, tușeu anal, dumneavoastră mă puneți la colonoscopie. Să sperăm că lucrurile astea se întâmplă, cum să spun, mai rar totuși. E nevoie de investigații anuale? Nu, nici pomeneală. Colonoscopia, pe o pregătire bună și dacă nu găsim nicio leziune care să necesite urmărire, este în regulă să o facem la 10 ani. La 10 ani? Da. Iată, deja că m-am mai liniștit în urma anamnezei ăsteia. Și nu este un capăt de țară, e o investigație care are durată medie de 20 de minute. Totuși, 20 de minute sună mai mult decât aș fi pregătit să accept. Apropo, la endoscopie ați spus câteva minute. Cam câte minute? Variabil. Dacă e nevoie să iei biopsii, test de helicobacter, biopsii dintr-un polip, poate să ajungă 5, 6, 7, 8 minute. Poate să fie și 3-4 minute. Deci, în principiu, dacă... scăpăm mai repede 5 minute. Exact. Depinde mult și de cooperarea pacientului. Dacă reușim să comunicăm și se relaxează, atunci și noi nu trebuie să ne mai luptăm cu pacientul, ci trebuie să ne vedem doar de investigație. Deci, până la urmă, pregătirea este importantă și mai ales cea psihologică. Da, și să existe o motivație, adică să facem cu un scop investigația. Și pregătirea în cazul colonoscopiei este tot așa numai psihologică sau mai trebuie... Nu, acolo trebuie evacuat tot intestinul. Trebuie evacuat tot intestinul, presupune cu o zi înainte să nu se consume alimente solide, doar lichide limpezi și trebuie băute diferite soluții dizolvate în apă care să faciliteze curățarea intestinului. Deci neapărat are nevoie de o pregătire. Da, pregătirea bună este esențială, pentru că dacă sunt multe resturi în colon, implicit și rezultatul ar putea să nu fie cel optim. Adică acele resturi pot să mascheze polipnici, de pildă, și pe care să nu îi mai urmărim mai departe că nu știm de ei. Deci, până la urmă, este condiționat rezultatul de pregătire. Și ținând cont că e o investigație o dată la 10 ani, trebuie să o facem bine. Sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales că implică o pregătire psihologică destul de importantă. Nu-mi dau seama cum este în cazul femeilor, care poate sunt, așa cum spune și legenda, că femeile sunt mai rezistente la durere și mai pregătite pentru tot felul de investigații de genul ăsta. Variabil, nu e vorba. Bine, acum sunt aici, e o discuție extrem de vastă. Nu e vorba de o durere permanentă, nici senzația nu este de acută la endoscopie, că nu băgăm un tub pe gât. E o stare de balonare, băgăm aer în intestin. Și, într-adevăr, în anumite coturi pot să fie crampe, dar acele crampe sunt un minut, două, nu sunt 20 de minute. Pot să fie, într-adevăr, acum depinde și de situație, că sunt femei cu probleme ginecologice, sunt pacienți cu multe operații pe burtă cu aderențe. Disconfortul poate să fie mai mare în acele situații. Pentru situații de genul ăsta există și posibilitatea de sedare superficială sau profundă în condiții de spitalizare. Deci, pur și simplu, nu mai simți nimic și da, după cum spuneam, cu plusuri și cu minusuri. Relaxat. Să nu încheiem discuția cu colonoscopia, că nu e cel mai plăcut lucru despre care să discutăm. Haideți să revenim la un protocol general și o recomandare generală pentru ce este nevoie ca să avem un aparat digestiv care merge bine. Păi, în primul rând, să acordăm puțină atenție stilului nostru de viață. Ne întoarcem la... Da, asta în primul rând. Mese regulate, alimentație echilibrată, toate principiile nutritive, mai puțin fumat, mai puțin alcool,
Cam asta e ce, să ne menținem greutatea, apropo de boala de reflux. Și nu numai, că se pare că obezitatea crește, inclusiv riscul de polip și de colon și de cancer colorectal. Asta ca primă linie. În al doilea rând, într-adevăr, să avem cât de cât o urmărire periodică, tocmai cum am spus, o dată pe an, ecografie, analize, colonoscopie după 50 de ani, o dată la 10 ani. Și mare cam atât. Iar dacă avem totuși probleme persistente de tub digestiv, că vorbim de dureri abdominale sau tulburări de tranzit, sau sângerări, orice ne perturbă și într-un mod suficient de frecvent, atunci ar trebui să mergem să verificăm și să vedem ce investigații trebuie să facem și ce tratament trebuie să urmăm. Mă leg un pic de faptul că ați spus că obezitatea provoacă probleme. Ar trebui să slăbim. Cum să slăbim? Care sunt curele de slăbire care sunt acceptate? Sau cum, nu care e viziunea dumneavoastră despre nu curele sunt nutriționist, nu o să pot să detaliez extrem de mult subiectul. Nici nu avem asta. Timp, suntem pe final, dar sunt lucruri pe care ar trebui să le evităm, pur și simplu spus. În primul și în primul rând, dulciurile industriale și grăsimile animale nu au niciun beneficiu din punctul meu de vedere, mai ales consumate excesiv. Acum nimic nu este interzis la modul absolut, după cum v-am spus și mai devreme. Dar cam asta. Trebuie să avem grijă să ne respectăm mesele, să avem toate principiile nutritive, să consumăm legume, cereale integrale, moderat, carne slabă, lactate la fel moderat și ouă, pentru că și ele sunt totuși grăsimi animale, și să facem mișcare. Nu în ultimul rând, să facem mișcare. Fie mișcarea să fie parte din stilul nostru de viață. Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, dragii mulțumesc noștri. Mulțumesc și eu. A fost Elena Ciupercă, medic primar în gastroenterologie, cu o singură concluzie. Stilul de viață este cel care garantează că problemele vor fi inexistente sau foarte mici în ceea ce privește aparatul digestiv și aici discutăm, așa cum știți probabil, despre faptul că e necesar să renunțați la fumat, să mâncați regulat și nu foarte mult, să renunțați la băuturi carbogazoase și dulciuri și să faceți sport. Aceasta a fost doctorul zilei. Sunt Claudiu Șerban, vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!